Procesul în care magistrații olteni au judecat contestația familiei Melencu privind decizia tribunalului Olt de a fi scoasă la vânzare prin licitație mașina cu care Dincă le-a răpit pe cele două fete, Alexandra și Luiza, a început la ora 9:30. Mama Luizei a dat pentru a doua oară ochii cu presupusul criminal al fiicei ei și i-a cerut să spună adevărul despre aceasta. E a doua oară care mă întâlnesc cu el, mi-e greu să-l văd. Ultima dată când i-am zis, omul îi spune adevărul, el a zis că nu sunt lăsat. Familia Luizei Melencu a cerut oprirea vânzării mașinii cu care Dincă le-a răpit pe cele două fete. Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate a scos la vânzare mașina cu 1.033 de lei, iar dubița care era parcată în curtea lui Dincă a fost scoasă la licitație cu 5.017 lei. Această mașină trebuie să vedem. Dacă este una și aceeași care a circulat pe lângă Luiza, trebuie să vedem dacă nu cumva au fost semne de la alte persoane. Noi nu am avut dreptul să punem, să stabilim obiective pentru expertiză. Nu a avut nici inculpatul dreptul să pună obiective. Le-a pus numai procurorul. Păi și atunci noi putem să le cerem în instanță. Păi ce o să cerem dacă bunul va fi topit? Nici Gheorghe Dincă nu și-a dat acceptul să-i fie vândute mașinile acum. În dosarul Caracal aflat pe rolul tribunalului Olt, Dincă este acuzat că le-a răpit, violat și ucis pe cele două adolescente, Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu.